Eu nu am permis. Vine ceva din curbă, ai 160. Salutare, am revenit cu un nou vlog. Astăzi o să filmez reacția mea când conduc pentru prima oară X4M Competition. Avem aici o mașină, un mini SUV de 510 cai și o să vedem reacția mea. E prima oară când îl conduc, într-adevăr am stat și la volan, l-am și pornit, l-am turat, dar nu am mișcat deloc mașina de pe loc. Suntem și cu Andy, în mașina ne așteaptă. Înainte să vedeți reacția mea, salut! Avem și public. Înainte să vedeți reacția mea, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe acolo și să strângem peste 200 de like-uri la acest videoclip. O să mergem prima oară încetişor, să ne obișnim puțin cu mașina și după care o să apăsăm și pe modul de sport, dacă nu chiar pe track mode. Însă nu cred că o să ne lase Andy, pentru că el n-a stat niciodată în dreapta în mașina lui. În mașina asta n-a stat niciodată în dreapta și o să vedem și reacția lui, pot spune. Dă-te jos! Poți să bagi pe mașină, te rog. Stai, băiatul. Ce faci, băiatul? Mamă, vulpe neagră, n-am văzut niciodată. Andy, dar tu de ce? Ce s-a întâmplat cu tine? Eu nu am permis. Glumesc, oh, glumesc. Mamă, s-are volan manual. Păi și ce are, mă? O mașină de 100.000. O dau înapoi? Dau înapoi. Eu zic să o dai înainte. Deci, începem... Ușa. Scoate bun, fraiere. De mână, scoatem pe neu. Îți dau manualul de instrucție? Gata, suntem în drive. Am plecat. N-am ce să fac, o să, 50 de km. O să tremure ăsta, pentru că e un rahat de suport. Mamă, cât e. Mi se pare mai rigidă la volan, să știi. Mai rigidă decât? Decât în dreapta. Bă, dar face asta. Credea că decât altă mașină. Mamă, cum e frână. Foarte mișto. Poți să mergi un pic mai tare dacă vrei. Adică nu să-i dai ca tâmpitul. Ce gândi să faci în dreapta? Mi-e frică. Poți să apăs pe butonul ăsta de emote? Bă, nu merge mai tare de atâta, nebunule. 5 minutes later. Vai de capul meu! Altceva, dar de la volan e două ori mai rigidă, Google. L-avem aici până ai ombețivul. Păi n-ai ombețivul care poate să-ți sară în față. Mamă, dar e mult mai brutală în dreapta. Da? Că la volan, da. Clar. Clar. Mamă, știm drumul foarte bine. Păi aici. Simți că n-ai... Să știi. Simți că... N-ai control în dreapta, vine să apeși pe frână, vine să apeși pe amprele. Bam, reajunsă. Cum ți se pare în dreapta? Vine să te ții de ceva în față aici, nu poți să te ții de cutiere și de... Doamne, cum e!
Le parole. Dreapta e un gunoi de mașină. Bă, jur, deci de la volan e altceva. BMW-ul face mașini orientate către șofer. Cred că mi s-a pregătiți? Ești pregătit? 3, 2, 1, blană! Mașina mi se pare că e o rachetă și cum zic mulți români că n-ai ce face când e în România, ba da, chiar ai ce face. Doar senzația pe care o ai când accelerezi blană, de te teleportezi sau cel puțin mi se pare că te ajută foarte mult în orice depășire. Cu cât ai altă putere, cu atât ești mai safe, depășești mai repede. Ce să zic, mi-a plăcut maxim, nota, n-am să-i dau o notă, nota 200. Nota maxim. Andy transpiră foarte rău, are o problemă cu glandele, i-au transpirat palmele. Nu uitați să lăsați acolo un subscribe și lăsați părerea voastră în comentarii despre rachetă.